Campionatul național de baseball la categoria seniori a început. În perioada 6 mai-8 mai 2022 a avut loc primul turneu la Roman pe stadionul Constantinescu Nehoiu. Mai multe informații ne oferă antrenorul echipei călărășene Bălan Ion. A fost începutul campionatului pentru categoria de seniori. Această competiție a dat startul anului competițional 2022 primit în seniorii, după care în fiecare weekend, săptămână în săptămână, vom desfășura competițiile din cadrul calendarului nostru sportiv național la fiecare categorie de vârstă. Săptămâna trecută la Roman, echipa clubului sportiv Leaders Călăraș a participat la primul turneu al campionatului național de baseball seniori. Cred că ne-am descurcat foarte bine. Este prima dată de la înființarea din anul 2007, când suntem aproape, după primul turneu, suntem aproape de locul 1. Săptămâna aceasta, în perioada 13-15 mai la Călăraș, pe terenul numărul 2 din incinta stadionului municipal și pe terenul de la Comuna Independența, Ministerul Educației va desfășura prin Inspectoratul Școlar Județean Călăraș finala campionatului național de baseball școlar la categoria junior 1, 16-18 ani, unde vor fi participante 5 echipe componente ale cluburilor sportive școlare și ale liceelor cu profil sportiv din țară.